Ce poate să fie mai rău decât un bărbat de peste 2,50 m, cu un miros distinct de mucegai, de sculț, cu reputația de a fi extraordinar de agresiv? Este un lucru de care te ferești și nu-ți dorești să întâlnești în pădure. Unele observări raportate au fost doar niște raportări și atât. Cu toate acestea, un bărbat pe nume Ken Zito a raportat că omul poros este mai mult decât o simplă legendă. Și e ceva de care ar trebui să ne ferim. Zito s-a întors într-o seară de la condus prin pădure, cu adâncituri pe capota mașinii și a spus că omul păros a sărit când conducea pe drum și a început să lovească capota mașinii cu o furie de neimaginat. Nimeni nu știe cu adevărat. Raportările datează încă din anii 60, cu o creștere semnificativă în anii 70 și încă se întâmplă din când în când că cineva să zică că l-au văzut. Unii spun că este o legendă, unii spun că în pădure trăia un pusnic bătrân care nu prea era interesat de copiii puși pe șotii care treceau pe pământul lui. Alții spun că omul păros este real și oarecum legat de un craniu misterios descoperit undeva în zona traseului Vargas, care este asemănător omului, dar nu hominid. A fost descoperit de un cetățean care nu l-a atins sau l-a luat pentru cercetare, așa că nimeni nu știe dacă este vorba despre un om, Bigfoot, animal sau pur și simplu o păcăleală. Ori de câte ori o persoană ciudată începe să-ți alerge mașina în timp ce conduci pe un drum întunecat și necunoscut, este neliniștitor. Când îți lovește capota, este și mai rău, dar când are trei picioare și unul dintre picioare este putrezit și pare cusut în carne vie, este pur și simplu un coșmar. Dar asta au spus generații de misisipieni despre întinderea drumului Nash de lângă Colomb, unde doamna își face apariția spontană. De la Robert Johnson, care și-a vândut sufletul la vrăjitoarea Yazoo, Există multe povești cu fantome Mississippi, dar doamna cu trei picioare este legată de o legendă cu adevărat înfiorătoare. Unii spun că un picior suplimentar a fost tăiat de la iubitul mort și atașat de corpul ei. Unii cred că este fantoma unei mame care s-a rătăcit în căutarea fiicei ei dezmembrate, după ce tot ce a găsit a fost piciorul fiicei ei tăiat. Unii sunt de părere că vrea să te ia la curse peste un pod din apropiere, în orice caz, opriți farurile pe o porțiune de drum și nu vă mirați dacă sunteți forțați să vă confruntați cu acest spirit malefic. Arhipelagul fermecător al insulelor Shoals, de pe malul estic al New Hampshire, este destinația perfectă pentru un picnic la malul mării sau pentru un grup pasionat de fantome și de crime groaznice. Două femei tinere au fost măcelărite în mod oribil de un maniac înarmat cu un topor la sfârșitul anilor 1870 și se pare că încă le poți auzi țipând adesea noaptea târziu, ceea ce în sine este un lucru tulburător. Se spune că această insulă specifică, Smoothie Nose, este bântuită de aceste fantome, criminalul cu topor care l-au omorât, de pirați și de alte spirite rele. Și încă ceva, ai văzut vreodată un far vechi abandonat în ceată? Insulele au o istorie mai lungă decât țara în care se află. Barba Neagră s-a zvonit că a folosit insulele ca destinație pentru luna de miere și ca depozitul lui personal de aur și alte comori la începutul secolului al XVIII-lea și, în mod firesc, a ucis și unii oameni pe acolo. În momentul în care Louis Wagner a ucis femeile care locuiau în Smoothie Nose, existau deja povești cu fantome văzute și experiențe paranormale trăite pe aceste insule. Odată cu istoria, pirații și, bineînțeles, crimele maniacului cu topor, vin povești înfiorătoare. Și, din nou, farurile abandonate nu ajută cu absolut nimic această destinație mirifică. Practic, opusul albumului Led Zeppelin, Cimitirul Maltby, el însuși subiectul zvonurilor care îl asociază cu satanismul, se zvonește care include un mormânt subteran pentru o familie bogată, cu adevărat înfiorătoare, care ar putea fi accesată prin 13 trepte care au condus la odihna lor finală. Sau ultimul loc de odihnă al fiecărui suflet al naibii din istorie, după cum spune legenda, dacă cobor toate cele 13 scări. O să poți să înțelegi iadul însuși. Cimitirul a fost construit în 1901, deși dar dacă în cripta a fost construit în sine, a fost pierdut în timp. La fel ca și treptele, care au fost demolate și acoperite cu betona cu ceva timp. Asta nu i-a împiedicat pe căutătorii curioși și fanii senzațiilor extreme să pătrundă pe proprietatea privată retrasă. Așa că dacă te duci acolo, e posibil să dai peste ei, în toi nopții dornici să dezgura pe trecutul. Dar există șansa să dai nas în nas și cu cealalte apariții ale cimitierului faimos. Proiectul Montauk, o serie de experimente presupuse guvernamentale, efectuate în Montauk, Long Island, la începutul anilor 80. Acest mit ar fi servit ca una dintre principalele inspirații ale fraților Duffer pentru serialul Netflix Stranger Things. Deci, vorbim despre război psihologic, experimentarea asupra copiilor, deschiderea portalurilor către alte dimensiuni și diverse alte înfiorătoare experimente finanțate de guvern. În timp ce au existat zvonuri care circulau în jurul activității guvernamentale umbrite pe vârful sud-estic al Long Island cu aproape un deceniu înainte, legenda nu a fost complet coaptă până la începutul anilor 90, când Peter B. Nichols, parapsiholog și inginer electric, a ajutat la scrierea unei cărți și a spus că a făcut parte din proiectul Montauk, și care a detaliat o serie de amintiri primate din zilele sale de lucru în Montauk, coroborate și de alți colegi. Cartea a prezentat detaliile teleportării pe Marte, experimente genetice și copiii spion cu puteri psihice. Proiectul Montauk în sine se spune că face parte din teoria conspirației de război psihologic, mai mare numită experimentul Philadelphia, care, în mod firesc, și-a inspirat și propriul film. Firmele înfricoșătoare au un mod constant oameni care se tem de drumuri vechi de țară, case abandonate și copiii care ies din câmpurile de porumb, dar copiii cu ochi negri, văzuți rătăcind prin locuri total normale, fără amenințări, precum parcările supermarketurilor sau McDonald's-ului. Și cel mai rău, se zvonește că își vor pune victimele într-o situație destul de grea. Începând să ceară ceva total normal, nebunuitor, cum ar fi o plimbare spre casă sau niște bărânțiși. Primul caz documentar al copiilor cu ochi negri a apărut în 1996 de la reporterul Brian Bethel, care își trăsese mașina în parcarea unui cinematograf în aer liber pentru a utiliza lumina puternică a parcării ca să scrie un cec. În timp ce își completa cecul, doi tineri despre care Bethel susține că aveau între 9 și 12 ani s-au apropiat de mașină. Au bătut la fereastră și au cerut o plimbare până acasă pentru a lua niște bani ca să poată vedea un film. Copiii l-au speriat destul de rău pe Bethel, nu era un arma sau ceva, doar că ochii lor negri ca un cărbune și, în momentul când s-au uitat în ochii lor, un sentiment de groază l-a cuprins. Nimeni nu știe unde sau cum apar aceste creaturi. Unii sunt de părere că acești copii cu ochi negri sunt extraterestri care încearcă să ajungă pe planeta lor. Demonologii cred că sunt copiii diavolului însuși și, dacă îi lăsați să intre, îi permiteți diavolului să intre în viața voastră. Vor să intre în casa ta pentru a-și chema părinții, așa că dacă dai peste așa ceva, cel mai bine ar fi să-i refuzi.